dat serios meciul, dar se bucură și de faptul că, iată, CFR Cluj este într-o formulă experimentală, este penalti pentru CFR Cluj, penalti obținut de cine altcineva, dacă nu de Țucudean. Abia a intrat pe teren, Țucudean își face imediat simțită prezența. Spuneam, încă din momentul în care am văzut că se pregătește să intre pe teren Țucudean, că cresc grijile fundașilor de la Astra. O intervenție slabă acolo a lui Erico, îl obstrucționează pe Țucudean și arbitrul Bârsan acordă lovitură de la 11 metri pentru CFR Cluj. Deac față în față cu Lazar. Vă reamintesc, Lazar a apărat un penalti la ultimul meci de campionat, în meciul cu CS Universitatea Craiova. Executantul acelui penalti a fost Carlos Forte și acum Deac față în față cu portarul Astrei. Moment important al jocului. Suntem în minutul 64. CFR-ul poate reveni. Deac, șutul lui Deac și apără Lazar! Apără Lazar! Al doilea meci consecutiv cu penalti apărat din partea portarului Astrei. Apără Lazar la 2-2. Meciul ar fi devenit extrem, extrem de interesant. Astra trece cu bine.